Bună seara din nou, dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții. Iată-ne la un alt eveniment, la standul editurii Herald. Eveniment cu care vom încheia această seară, această zi de vineri, de târg, 24 noiembrie. În această seară, la acest eveniment, intitulat Tratamente alternative ale durerii, vom discuta și vom lansa cartea Cum să depășim durerile cronice și acute, de Marc Micoții și Sebia Marie Dibra. Invitații din această seară, care sunt alături de noi și le mulțumim pe această cale, doamna Mirela Pop, medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală, autor Herald și nu degeaba țin în mână una dintre cărțile dânsei. O carte, vă mărturisesc că am citit-o, este o carte senzațională, Doctor Emătoare Viața, despre conștientizarea problemelor emoționale. Domnul Mircea Laurențiu, osteopat, directorul Școlii de Osteopatie, președintele Colegiului Osteopaților din România și vicepreședinte European Osteopat, și de asemenea Cristina Toma, prietena noastră, prietena mea, prietena editurii Herald, producător și realizator de emisiuni la București FM. Pentru că Cristina va trebui să plece la studioul din Gaudeam, studioul București FM, pentru a face niște editări. Prima întrebare am să eu adresez ei. Cum ți se pare, dacă este utilă această carte, informațiile în această carte, și cum privim noi, apropo de ceea ce tu mi-ai spus puțin mai devreme, înainte de a începe evenimentul, cum privim noi durerea? Pentru că ai avut niște remarci, niște afirmații foarte interesante. Remarcile mele au fost din viața cotidiană. Nimic savant, nimic special, ci doar ce am văzut în jurul meu. De multe ori, atunci când vedem pe cineva care spune că doare ceva, se mișcă greu, greșește, n-are chef, ne face impresia că, de fapt, acea persoană vrea pur și simplu să chiulească. Sau nu putem să o credem. Cum, chiar așa de mare să fie durerea? Alte ori vedem oameni care se transformă. Încep dureri de oase, dureri în urma unor accidente sau în urma unor probleme medicale. Și vedem cum omul de lângă noi, care era înainte vesel, optimist, gata de orice, vrea să încerce orice, experiențe noi, vrea să cunoască locuri noi, începe să devină taciturn, se vaită, vorbește numai despre el, nu-l mai interesează o mulțime de lucruri, și vedem cum se transformă din zi în zi. Iar după un timp spunem, cum? Acesta era persoana care mă făcea să râd, sau persoana care era dornică să mergem în excursii, să mergem, și nu înțelegem ce s-a întâmplat. Mi se pare că tot ce am face pentru acea persoană nu contează, sau mai degrabă o supărăm, chiar dacă vrem să o ajutăm. Pe de altă parte, se mai întâmplă și alte lucruri. Oamenii mai merg la doctor. Li se dau medicamente. Medicul, da, îți dă un tratament așa cum trebuie, în urma unor analize, nimic greșit. Dar uneori fie că pot să urmeze acel tratament, alteori mai greu, din cauza programului, din cauza faptului că anumite medicamente nu le mai găsești, sau că pur și simplu organismul tău nu se împacă cu ele. Îți alină durerea, dar îți fac rău în altă parte. Există și situația când, da, medicamentele își fac efectul, dar anumite dureri care devin cronice, pe măsură ce trece timpul, devin și mai rele, și mai puternice. Înainte luai un sfert de pastile, după aceea vezi că iei jumătate, după aceea o pastilă întreagă, apar noi și noi pastile, vrei să le iei și pe acelea, ai nevoie de doze tot mai mari și te pomenești cu alte probleme medicale pe care nu le aveai.
spuneai că aveai acea durere banală de picior sau de umăr sau alte dureri, dar nu aveai probleme cu tensiunea, de exemplu, sau nu aveai probleme cu inima sau cu alte și alte probleme medicale, care tot apar, la consumul tot mai mare de medicamente. În același timp, vreau să vă zic că am văzut odată o doamnă, am întâlnit o doamnă, era dansatoare și care mi-a spus că ea de ani de zile are o durere foarte mare în urma unui accident care l-a pusese chiar pe scenă. Nu voi insista asupra acestui accident. Știu că la un moment dat, înaintea dansului pe care trebuia să-l execute ea, a fost un alt ansamblu care avea niște șiraguri de mărgele. Un șirac de mărgele s-a rupt, mărgelele au rămas pe scenă și atunci doamna respectivă a intrat după acel ansamblu, însă mărgelele de pe scenă au făcut-o la un moment dat să alunece. A căzut în fosa orchestrei, s-a chemat salvarea, a fost un accident urât, dar în care a trebuit să-și revină mai repede decât ar fi fost normal. Era nevoie să-și ia activitatea, era tânără, vrea să aibă o carieră în acest domeniu, însă a rămas cu acele dureri care apăreau când ploua, când se schimba vremea, când era mai obosită. Și totuși continua să danseze și chiar să predea lecții de dans. Și am întrebat-o cum reușește, cum spuneți că vă doare, că aveți durere așa de mare, dar totuși când ați ajuns pe scenă nu s-a simțit nimic. Și a spus, am învățat să menegeriez aceste dureri. M-am gândit ce ar fi dacă ar fi cumva normal să ne doară, să simțim această durere în mod normal. Iar dacă nu o simțim, atunci înseamnă că nu e ok. Și încet, încet s-a învățat să trăiască cu aceste dureri. Le cunoștea gradul, știa când cresc, știa când pot să scadă și încerca cumva să-și organizeze viața în așa fel, încât aceste dureri care nu scăpa de ele, nici cu pastile, nici cu tot felul de calmante sau injecții, erau și ele acolo. Însă i-aș vedea de viața ei și de carieră. Și atunci m-am gândit cum ar fi să învățăm să menegeriem anumite dureri. Poate că dacă am învățat cum la un moment dat nu le-am mai simțit, nu pentru că ele nu sunt acolo, ci pentru că nu ne mai gândim la ele. Dar cum să nu te gândești când o simți? Ei, aici eu cred că ar fi cumva treaba nu doar a medicilor, ci și a psihologilor. Și poate nu doar a unui simplu psiholog, ci mă gândeam la ceva interdisciplinar. Poate un fel de psiholog medical. Și această carte văd că vine să dea răspunsuri. Ce răspunsuri dă și la ce dureri și cum, vă las pe dumneavoastră să o citiți și să vă rămâneți. Mulțumim foarte mult, Cristine. Îi mulțumim, Cristinei. Noi ne continuăm discuția despre cartea Cum să depășim durerile cronice și acute. Următoarea întrebare pentru doamna Mirela Pop, cum spuneam mai devreme, autor și autor Herald, doctore, mă doare viața, homeopatie, psihoterapie, două dintre titlurile domniei sale. De ce credeți că medicina alopată dă greș uneori sau nu are efect în cazuri în care terapii alternative precum homeopatia sau osteopatia sau masajul terapeutic reușește să aline diverse suferințe, diverse dureri? Medicina alopată are desigur soluțiile ei care funcționează cu adevărat. Strict în ceea ce privește durerea, avem foarte multe clase de substanțe, gândiți-vă la antialgice în general, la antiinflamatoarele nesteroidiene. În afară de asta, însă, există și antialgice centrale, morfine, opiacee. Deci, medicina alopată are o paletă foarte largă de soluții pentru managementul durerii. Marea problemă nu este faptul că acestea nu au efect, ci faptul că ele au efecte adverse. Din
din păcate, da, probabil că din păcate, organismul uman nu este o mașină la care umbli la un singur șurub și ai rezolvat problema. Orice substanță chimică pe care o introducem afectează multe alte organe și sisteme, iar persoanele care suferă de dureri cronice și care sunt consumatoare de antialgice de toate felurile știu foarte bine că au de suferit în primul rând sistemul digestiv, dar și sistemul renal și așa mai departe. Deci există soluții, din păcate, soluțiile acestea nu sunt extraordinar de bune pentru că trebuie să alinăm, să zicem, o durere, dar producem alte afecțiuni și asta este marea problemă și motivul pentru care tehnicile de management al durerii, tehnicile acestea care sunt descrise în carte de autorii Micoți și Dibra, sunt foarte importante pentru că sunt tehnici care nu presupun substanțe chimice, sunt tehnici care se bazează pe mecanismele de funcționare, pe mecanismele fiziologice ale neuronilor, neuronilor centrali și periferici. Pentru că durerea, de fapt, nu este, ca să definim durerea, este importantă, într-adevăr, apariția, declanșarea ei, care este dependentă de receptorii din periferie, dar durerea este experiment foarte subiectiv. Depinde foarte mult de percepția fiecărui om, de modul în care creierul lui interpretează durerea și de componenta subiectivă, negativă, pe care i-o dă. Acesta e motivul pentru care în carte am regăsit-o un lucru interesant și anume faptul că se recomandă tehnici de management al durerii în funcție de tipul psihoemoțional al persoanei. Lucru care mi s-a părut foarte pertinent, pentru că acesta este adevărul, durerea are o componentă psihoemoțională extrem de puternică. Vă mulțumesc mult! Domnul Mircea Laurențiu, așa cum am spus în prezentare, osteopat, directorul Școlii de Osteopatie. Prima întrebare, cum funcționează homeopatia și osteopatia în vederea atenuării durerii? Toate terapiile care consideră corpul ca o unitate funcțională, care merg în adevărul profund al corpului și în mecanismele lui de funcționare homeostatice, se însumează, se armonizează și merg foarte bine împreună. De aceea osteopatia funcționează perfect împreună cu homeopatia, cu acupunctura, cu, nu știu, cu alte terapii comportamentale care se adresează acelorași mecanisme profunde și care consideră corpul, îl abordează în același fel. Deci pentru noi în osteopatie corpul se află într-o micro-mișcare permanentă. Această micromișcare este sinonimă cu starea de sănătate. Dacă această micromișcare este liberă, corpul este sănătos. Deci noi în osteopatie avem o definiție a stării de sănătate, care este libertatea de micromișcare. Și atunci, cum îmi place mie să șochez studenții la școală, să spun că nu tehnicile definesc osteopatie. Deci este un concept, este o modalitate de diagnostic și de depistarea stării de libertate sau a stării de să zicem, prizonierat al unor zone din corp sau ale corpului în totalitatea lui. Și după aceea, tehnica este una oarecare. Deci, cumva așa, toate terapiile ar trebui să funcționeze împreună, ar trebui să nu existe granițe, să nu existe separare, să nu existe familii, deci nu există decât o singură terapie, aceea care vizează restabilirea acestei funcționalități, acestei armonii, acestui echilibrului global al corpului. Nu ne interesează decât un singur lucru, mai binele pacientului. Și e altă frază așa un pic șocată, deci nu ne interesează ce are, ci ne interesează să nu mai aibă ceea ce avea. Așa. Și atunci nu contează deci, cu ce terapie benefică vin eu și îndepărtez această stare de disfuncționalitate. Important este ca persoana după aceea să-și regăsească armonia. Și de aceea, deci osteopatia este o cale de diagnostic și terapie, dar o cale de diagnostic și omeopatia este la fel.
dar tehnicile pe care pot să le folosesc în osteopatie pot să vină din orice alt domeniu de terapie. Deci pot să folosesc tehnicile predate la școală sau pot să folosesc și homeopatie, dacă mă pricep, dar nu mă pricep, dar aș putea și să dansez în jurul pacientului, să cânt în jurul pacientului, să mă rog în jurul pacientului, să spun glume și după aceea să refac testările de la început și dacă pacientul este mai bine, înseamnă că terapia, că ceea ce am făcut eu funcționează. Așa, și deci este important ca pacientul să nu mai aibă durerile pe care le avea și să fie într-o stare de armonie mai mare. Fiind într-o stare de armonie mai mare, consumă mai puține resurse și atunci viața lui se desfășoară mai echilibrată. De aceea, cu homeopatia ne însumăm foarte bine, pentru că avem aceeași viziune globală. Așa, și homeopatia vine cu o informație. Și așa și osteopatia, de fapt, tehnicile pe care utilizează osteopatia sunt de multe ori văzute ca fiind manipulări, dar de fapt noi ne adresăm sistemului nervos, ne adresăm softurilor corpului și venim cu o informație care este manuală. Homeopatia vine cu o informație, pentru că remediile acelea homeopatice nu mai există substrat și acum știm despre memoria apei, știm despre memoria câmpului informațional. Deci eu pot să testez în osteopatie eficacitatea unui remediu homeopat, care dacă e suficient să-l punem în contact cu corpul și deja ritmul persoanei se schimbă și știu dacă ritmul acela va fi mai liber, mai amplu, acel remediu homeopat este dorit și acceptat de corp. Dar și nu este, aș putea să fac același test doar scriind numele produsului pe o hârtie. Și deja câmpul este în contact cu câmpul persoanei este în contact cu informația. Ea poate că nu o să rămână suficient de mult, deci dacă îndepărtesc hârtia o să dispară, să zicem, informația, dar efectul este acolo. Deci noi toți suntem, de fapt, corpul fizic este un alt corp energetic și este o hologramă, ceva mai densă, care este în contact permanent cu informația din jur. Atunci această informație poate să intre în câmpul nostru fizic manual, deci prin tehnici manuale, sau poate să vină cu ajutorul purtată de niște remedii sau, orice altă informație. Lumina de aici din sală ne tratează sau ne face bine sau nu, sunetele la fel, deci toate tipurile de unde, de la scrisuri este și el o undă, cumva așa, de aceea sunt scrieri sacre sau mai știu eu, sunetele, lumine, toate acestea sunt purtătoare vectori de informație care ne influențează. Și osteopatia este o parte din această lume. Mulțumesc mult! Doamna Mirela Pop, apelând cumva la experiența noastră profesională, care sunt tipurile de dureri, de suferințe cel mai des întâlnite la pacienții români? Pacienții români sunt pacienți umani, se găsesc peste tot același, corpul nostru este același. Dar cred că ceea ce contează, mai ales în discuția de astăzi, sunt durerile cronice. Motivul pentru care avem dureri cronice este diferit. Una dintre cauze este faptul că pur și simplu ne crește speranța de viață. Adică trebuie să plătim această notă de plată, să plătim pentru un trai mai lung, cu o perioadă mai mare cu dureri, pentru că pe măsură ce îmbătrânim, desigur că suferim de diverse boli cronice. Din păcate, medicina nu a reușit să rezolve toate bolile, inclusiv și iar pe cele pe care n-a reușit să le rezolve, le numește boli cronice. Așa că va trebui să trăim cu ele, cu cât trăim mai mult, cu atât vom trăi, va trebui să ne obișnuim să manageriem durerea. Un alt motiv pentru care există durere cronică este faptul că
durerea, dacă vreți, seamănă la nivel psihic, la nivelul funcționării creierului, seamănă cu frica sau cu anxietatea. Frica, doze mici, este absolut naturală și este un mecanism de supraviețuire. Dacă nu ne-ar fi teama atunci când traversăm strada, nu ne-am uitat, nu ne-am asigurat că nu trec mașini și ne-ar căta prima mașină. Deci frica este un lucru bun. Din păcate, însă, știm cu toții că frica poate să meargă, să exagereze, să devină extrem de puternică, de pervazivă și atunci se transformă în anxietate, care este valabil pentru orice tip de simptom și febra, de exemplu, crește eficiența sistemului imunitar, este foarte bună, însă, dacă ajunge la o valoare extrem de mare, ne pune ea însă și în pericol. Același lucru se întâmplă și cu durerea. Durerea este extrem de importantă pentru ființa umană, este un semnal de alarmă care ne avertizează că ceva se întâmplă în organismul nostru și că ar trebui să remediem problema. De altfel, există analgie congenitală, o boală, mă rog, produsă de o mutație genetică, gena PRDM12. E vorba de oameni care se nasc fără durere, fără receptor de durere și deși am fericit așa în teorie, în practică au o speranță de viață extrem de mică pentru că se accidentează și fac rând și mor foarte devreme. Deci durerea este extrem de importantă și bună pentru noi, însă, din păcate, exact ca frica sau exact ca febra, uneori, circuitele acelea neuronale pe care le activează în creierul nostru orice informație din exterior, inclusiv febră, inclusiv durerea, acele circuite, pe măsură ce sunt activate mai des sau au o încărcătură emoțională mai mare, se vor activa ulterior extrem de simplu, extrem de rapid. Și atunci pragul de durere scade. Durerea aceea va apărea foarte repede și va fi declanșată de trigger din ce în ce mai mici. Asta este iar unul dintre motivele pentru care apare durerea cronică. În general, durerea cronică o regăsim în bolile de osteoarticulare, artroze, cine nu știe, boli reumatismale, fibromialgie, migrene. Avem extrem de multe tipuri de dureri cronice. Low back pain, durerea aceea de spate pe care o știm cu toții. Deci sunt foarte multe tipuri de durere pe care trebuie să o manageriem, în prezența căreia nu mai este suficient să găsim soluția, nu știu, să mergem la medic și să rezolvăm problema, ci trebuie să găsim soluții de a trăi cu el. Ce ar reprezenta, să spunem, un semnal de alarmă? Ce ar fi mai periculos pentru organismul nostru? O durere acută sau o durere cronică? Teoretic, o durere acută. Întotdeauna ceea ce este acut este ceva care a intervenit intempestiv, care a apărut acum și care poate să semnaleze un pericol iminent. Desigur însă că durerea cronică, prelungită pe perioade foarte lungi de timp, poate la rândul ei să semnifice o problemă. E adevărat, nu o problemă amenințătoare de viață în primă instanță, dar pe măsură ce lucrurile merg, progresează, boala se poate complica și atunci durerea aceea, chiar dacă nu este de intensitate foarte mare, este suportabilă din moment ce am stat cu ea, ne poate salva viața. Domnule Mircea Laurențiu, povestiți-ne puțin despre activitatea de la Școala de Osteopatie Osteore. Școala de Osteopatie Osteore a fost înființată acum 5 ani și durează 6 ani. Este în Occident o facultate la zi. Această osteopatie a fost lansată prima dată în 1874 în Statele Unite. În Franța sunt în momentul de față 20.000 de osteopați, cum sunt eu. Este o profesie de sine stătătoare, recunoscută de Ministerul Sănătății și de toate, să zicem, structurile administrative din Franța sau din alte țări. Este foarte răspândită în lumea anglosaxonă. La noi în țară primii pași au fost făcuți acum 10 ani și școala, deci astăzi se află în anul 5 de existență. Sunt undeva la 61 de studenți, foarte exact am numărat de curând. Și încet, încet facem cunoscută și la noi această idee de osteopatie, cu cele două laturi ale ei, de prevenție și intervenție ulterioară, apariției unei dureri.
Și tot așa în direcția școlii, toată această lume a osteopatiei din România s-a dezvoltat și a creat și Colegiul Osteopaților din România acum, de curând, și luptă cu optimism și forțe proaspete pentru recunoașterea profesiei. Aceasta este școala în desfășurare. Sunt 7 profesori din Franța care vin și ne ajută, 2 profesori din Italia. Deci este o lume de credință în ceea ce face, entuziastă și de care avem mare nevoie, mare, mare, mare nevoie în România, în peisajul medical românesc. Spuneți-ne puțin și despre metodele terapeutice, pentru ce fel de afecțiuni, pentru ce fel de dureri se aplică ceea ce fac cursanții dumneavoastră. Deci osteopatia trebuie văzută ca o terapie care restabilește echilibrul global al corpului. Restabilind acest echilibru, corpul are mai multe forțe și capacități pentru a se autovindeca. Și atunci ea este utilă, să zicem, aproape în orice situație. Pentru că chiar și atunci când afecțiunile sunt cronice, noi nu ne adresăm direct acelei zone cronicizate, ne adresăm sistemului în zonele în care încă mai funcționează corect. Și atunci, dându-le acestora cât mai mult echilibru, forță, capacitate de autovindecare, atunci încet încet acest echilibru se va răsfrânge în măsura în care se mai poate și asupra zonelor unde, de ce, softul acela de micromișcare a fost pierdut. Și atunci intervenim în preventiv și în curativ. Deci în preventiv avem un rol extraordinar pentru că pachetul nostru, să zicem, testele noastre sunt foarte fine și determină existența unor disfuncții înainte ca ele să devină durere. Și atunci îndepărtăm acele disfuncții și în felul acesta optimizăm persoana. În permanență o menținem pe optimul ei de funcționare, pe maximul ei de funcționare interioară și după aceea intervenim, bineînțeles, în curativ când deja durerile sunt instalate și atunci lucrăm pe toată această gamă de dureri pe care doamna doctor a evocat-o, deci durerile de spate, lombalgiile, deci orice tip de durere de coloană, dorsalgii, cervicalgii. Deci toată sfera craniană este abordată, există o osteopatie craniană și atunci pot fi, eu știu, cefalee, migrene, dar și otite sau sinuzite sau, eu știu, la bebeluși pot fi alte probleme craniene cu care aceștia au venit pe lume, care s-au instaurat încă din viața intrauterină sau din timpul unui travaliu dificil și acolo pot fi abordate dificultăți de subt sau deformări craniene sau agitații, nu doarme, nu ține sânul, plânge mult. Și după aceea alte și alte dureri al tuturor zonelor. Toată lumea are câte o durere de mână, de cot, de picior. Vindecările sunt mult mai rapide, deci după o întorsă, după un traumatism, eu zic că timpul de vindecare se înjumătățește. Și de aceea această osteopatie ar trebui integrată, bineînțeles, în maternități și ar trebui toți copiii la naștere, toți bebelușii să fie văzuți, să aibă o ședință de osteopatie, dar ar fi foarte bine dacă ea ar fi integrată în echipele de urgență. Deci ar trebui în echipa smurdului să se afle un osteopat în fiecare mașină, la reanimare să fie un osteopat. Da. Pentru că este foarte important ca după ce medicul și-a făcut check-ul și verificarea și constată că nu există hemoragie sau fractură sau se intervine pe funcțiile vitale, deci osteopatul intervine pe această altă funcție vitală a corpului care este micromișcarea profundă. Și funcție vitală, să zicem, de care medicina alopată, să zicem, vorbește mai puțin sau deloc, și restabilind această funcție profundă pe care am putea o numi chiar și homeostazie, vindecările se fac mult mai repede. Și atunci
orice tip de durere este abordat de osteopatie, fără nicio deosebire. Chiar în urmă cu o săptămână, pe marginea acestei cărți, vorbind cu niște prieteni, abordând subiectul acesta, ne întrebam care este cea mai suportabilă și cea mai insuportabilă durere și ne dădeam părerea, durerea, da, sau durerea de măsea, sau, mă rog. Și ultima întrebare pentru doamna Mirela Pop, cu care încheiem această seară, raportându-ne, bineînțeles, la volumul Cum să depășim durerile cronice și acute. Care sunt cele mai eficiente metode de a alina aceste dureri? Printre tehnicile enumerate în carte, eu am regăsit două pe care le dau ca exemplu, neapărat sunt cele mai bune. Vă spuneam că autorii chiar recomandă tehnicile în funcție de tipul psihoemoțional al pacientului. Dar am regăsit două metode, una dintre ele care se folosește în psihoterapie și cealaltă care este folosită în medicina de recuperare. Prima, imageria dirijată, este metoda prin care creierul modifică modul în care percepe și prelucrează durerea. Și atunci, așa pe scurt, suntem invitați să ne imaginăm durerea așa cum o simțim noi, la nivel subiectiv, să-i dăm o formă, să-i dăm o culoare, să-i dăm un miros, o caracteristică. De exemplu, ne putem imagina că durerea este ca o sârmă ghimpată care mi-nfășoară organul, ca o presiune, ca un lichid coroziv care se scurge prin cap. Deci ideea este să găsim o imagine cât mai sugestivă pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru că încă o dată e important să înțelegem că experiență subiectivă. Și în momentul în care am identificat și am deschis foarte bine durerea, putem găsi tot la nivel mental, tot în imaginație, în imagerie, modalități de a o schimba. De exemplu, dacă este o sârmă ghimpată, ne imaginăm cum se desface. Dacă este un lichid coroziv care curge, ne imaginăm că un alt lichid curge și îl curăță și așa mai departe. Ei bine, aceste tehnici sunt folosite foarte mult în marea majoritate a formelor de psihoterapie. Nu, e adevărat, nu pentru managementul durerii, ci pentru managementul emoțiilor, al traumelor, pentru managementul altor afecțiuni de tip psihoemoțional. Dar am regăsit în cartea aceasta metoda aplicată pentru managementul durerii și mi s-a părut că este foarte interesant și că este un lucru foarte bun, tocmai pentru că și-a arătat eficiența în toate formele de psihoterapie, acesta fiind motivul pentru care toate au împrumutat această tehnică, începând cu psihoterapia neurolingvistică, terminând cu psihoterapia pe terapia schemelor sau multe alte tipuri de psihoterapie. A doua tehnică pe care aș vrea să dau un exemplu este cea numită biofeedback și care vă spuneam că e folosită în medicina de recuperare. E adevărat că noi în medicina de recuperare o numim altfel, îi spunem tehnica Hold Relax. Se folosește atunci când avem contracturi. De exemplu, torticul rămâne capul strâmb. În aceste hipercontracturi se folosesc un ansamblu de secunde de contracție foarte puternică și de relaxare foarte puternică. Această alternare între hiperfuncția unui organ și relaxarea lui ne ajută cu timpul să putem să facem la nivel voluțional acel lucru, să putem să modificăm funcția acelui organ. În cazul pe care vi l-am dat eu în medicina de recuperare, e vorba de contractură, să putem să relaxăm musculatura. Dar în cartea Cum să manageriem durerea acută și cronică, această tehnică este folosită pentru modificarea și a altor funcții, de exemplu a respirației, chiar a alurii ventriculare și așa mai departe. Deci iată o carte care neapărat musai trebuie citită, Cum să depășim durerile cronice și acute. Le mulțumim invitaților noștri de astăzi, doamna Mirela Pop și domnul Mircea Laurențiu, că au fost alături de noi și sperăm că veți găsi informații foarte utile în această carte. Vă mulțumim și o seară plăcută în continuare!